Familia nu este funcțională de la sine. Nici o familie nu merge bine de la sine, ci o familie merge atâta timp cât investim în ea. Și laud inițiativa dumneavoastră de a avea o duminică pusă deoparte pentru familie. Dar vreau să vă spun că investiția adevărată în familie nu ține de un eveniment. Este bun evenimentul acesta. Este excepțional să ne oprim și să ne, știu eu, să ne punem niște întrebări, să privim familia noastră din afară, înspre interior, și să ne analizăm puțin, din când în când, la evenimente cum sunt acestea. Dar familia nu funcționează ca o sumă de evenimente, ci familia este un proces permanent, continuu. De aceea, dacă este ceva ce trebuie să schimbăm, Trebuie să schimbăm acolo, profund, în interiorul familiei, în mersul normal, zilnic al familiei. Și acolo este o dificultate să schimbăm. Că așa, promisiuni, știu eu, emoționale uneori, putem să spunem, luăm, gata, mă îndrept ca tată, poate am fost aspru, poate am fost prea distant, poate am fost prea absent. Dar realitatea în familiile noastre se vor schimba Apropo de, am avut o serie de predici mai de mult predici pentru luni. Predici pentru luni, că duminică știm să predicăm bine pentru duminică, dar luni. Așa este și cu familia. Familia trebuie să funcționeze bine luni, luni dimineața, luni seară, marți, miercuri, joi. Adică familia trebuie privită ca un proces, nu ca o sumă de evenimente mai plăcute sau mai puțin plăcute. Acum, a așa cum am spus, aș vrea în prima parte a mesajului să mă adresez, să, mă adresez, să vorbesc despre bărbați ca să audă bine soțiile noastre, nu? Și să auzim bine noi, pentru că în familie sau una dintre cheile principale pentru ca familia să fie o instituție funcțională, solidă, în care să se manifeste voia lui Dumnezeu, Uh, unul dintre secretele acestea, dintre cheile principale Este ca în familie să fie bărbat Bărbat Am citit în urmă cu mai mult timp uh, un articol care pe mine m-a șocat La vremea respectivă nu l-am înțeles prea bine Și titlul acelui articol uh, era și un pic așa uh, funny uh, Respectiv, uh, Bărbatul, o specie pe cale de dispariție Bărbatul o specie pe cale de dispariție. Și am citit cu interes, pentru că m-a interesat subiectul, și începea uh, scritorul articolul, nu suficient să te naști uh, cu genul masculin ca să fii bărbat. Și vorbea despre faptul că se umple lumea cu băieți care nu mai trec de la stadiul de bă băiat la cel de bărbat. Și de la stadiu de bărbat la cel de patriarh. Și criza aceasta de bărbați vine din faptul că ne împotmolim undeva. Începe să ne convină, să ne placă prea mult starea de băiat, și nu avem forța, nu avem tăria. Și societatea ne ajută, și noi ne ajutăm, în sensul negativ, desigur să rămânem la stadiu de băiat. Și este plină lumea astăzi de băieți însurați, de băieți cu copii, dar care nu-și asumă rolul, forța, puterea de a deveni bărbați cu adevărat. Și bărbatul cu adevărat nu este neapărat bărbatul acela agresiv, bărbatul acela extrem de ferm, ci bărbatul este cel care știe ce vrea Dumnezeu de la casa lui, de la el mai întâi, de la casa lui, de la copilul lui și ce vrea Dumnezeu pentru el, de la el pentru soția lui. Și anticipez aici, dragi soți, spunându-vă că cel mai bun lucru pe care noi putem să-l facem pentru copiii noștri, mai mult decât să le oferim o casă, o mașină când împlinesc 18 ani, ca așa e moda mai nou, cel mai bun lucru pe care noi ca tați putem să-l facem este să le iubim mama. Este cel mai bun lucru. Și pentru aceasta, un băiat nu are știința, nu are maturitatea. Noi trebuie să devenim cu adevărat bă bărbați ca să știm și să învățăm să ne iubim soțiile, respectiv mama copilor noștri. Deci, ca să fie bărbat în familie, mai întâi trebuie să știe, înainte ca să știe ce vrea de la familie, trebuie să devină un... Bărbat. Pentru că este această ecuație pe care am spus-o. De la băiat trebuie să devenim bărbați și de la bărbați trebuie să devenim patriarhi. Și ca să nu rămânem prea mult în confuzie, iată câteva caracteristici ale bă băiatului. Băiatul este persoana haotică, dezordonată este persoana care nu și-a pus ordine în viață, care nu are stabilite clar valorile, nu știe încotro se îndreaptă, are o viață care pur și simplu curge, merge de la sine, nu are o direcție stabilită, nu are priorități, ci trăiește așa, reacționează la circumstanțele din jurul lui. Ăsta e băiatul. Haotic, dezordonat, care nu-și asumă ordinea în viață. Bărbatul, pe de altă parte, este acea persoană care a devenit responsabilă, care își pune ordine în viață și care știe să fie soț și care învață să fie tată. Iar Patriarhul este mentorul, este Omul care nu mai are ce să demonstreze. A demonstrat o viață întreagă și prin simpla lui prezență așează ordine în jurul lui. Dacă bărbatul influ îi influențează pe alții prin ceea ce face, patriarhul îi influențează pe ceilalți prin ceea ce este. Simpla prezență. A bărbatului transformat în patriarh. El așează ordine în jurul lui, se liniștesc lucrurile când apare patriarhul. Chiar dacă în jur este agitație, este tensiune, nu se, pot, nu se poate ajunge la un numitor comun, când ajunge patriarhul acolo, dintr-o dată lucrurile se potolesc pentru că are o autoritate câștigată de o viață. Acum, pentru ca băiatul să devină bărbat, adică să scape de haos, să scape de dezordine, trebuie să facă câțiva pași. Primul lucru pe care băiatul trebuie să-l facă, și mă, repet, nu mă refer doar la băieți necăsătoriți. În, în aceeași măsură, mă refer la băieți care s-au căsătorit, dar că, care încă nu au devenit bărbați. Primul lucru pe care băiatul trebuie să-l facă pentru a deveni bărbat este să plece. Bărbatul, băiatul trebuie să plece. De aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mamă sa și se va lăpi, lipi de nevastă sa. Ce înseamnă asta? Ca băiatul să devină bărbat, înseamnă că trebuie să-și asume, să nu mai rămână dependent de cei de care a fost dependent până în momentul căsătoriei lui. Că sunt băieți căsătoriți care rămân băieți pentru că continuă să rămână dependenți de părinți. Știți povestea aia? S-a dus un băiat la taică și-a zis, tată, mă însor. Și taică, că să-l întrebă, cu cine? Ce nu-i treaba ta. frumoasă-i? Da, nu-i treaba ta. Bă, Bă pocăită-i? Ți-am spus că nu-i treaba ta. Cu minte îi? Nu-i treaba ta. Dar unde o să locuiți? asta e treaba ta. Adică, mulți vrem să facem pași, dar fără să ne asumăm responsabilitățile deciziilor pe care le, le luăm. Deci, primul lucru pentru ca băiatul să devină bărbat, trebuie să plece, să-și asume autonomia vieții lui, vieții familiei pe care vrea să o instaureze. Al doilea lucru, băiatul trebuie să învețe să muncească. Trebuie să învețe să muncească. În spatele acestor cuvinte sunt, de fapt, niște principii nu niște reguli, niște principii. Pentru că noi devenim bărbați atunci când ne punem ordine în activitatea noastră. Când, când viziunea cu privire la munca noastră are cap și coadă, știm ce avem de făcut, suntem disciplinați, știm să ne facem program, știm să ne facem buget, știm încotro mergem. Băiatul va deveni bărbat când va învăța să muncească ordonat și eficient. Al treilea lucru, băiatul trebuie să învețe să se odihnească. Un alt principiu. Dați-mi voie să vă spun că una dintre marile crize pe care noi le trăim este incapacitatea de odihnă. Acum, și tehnologia aceasta ne ajută să dormim mai puțin și pune presiune, mă uit câteodată pe stradă când mă duc așa pe la 8 fără un sfert, 7 și jumătate, trec prin oraș, văd așa niște creaturi care ștrăzg ăsta, gheozdanul după ei și mă gândesc, moare oare ăștia pe la ce oră și-au închis instagram -ul? Că știți cum e povestea asta? Nu Numai 5 minute. Încă 5 minute. Încă 5 minute și se face 5 dimineața. Și la 7 dui la școală pe ăștia. Și apoi să și învețe câte ceva. Pentru că, ne, ne captează, ne înrobește și este atât de captivantă lumea aceasta virtuală încât fură timpul de odihnă. Bărbatul învață să se odihnească. Dar, dincolo de somnul de care am vorbit acum, există o altă odihnă pe care o are bărbatul. Și anume, dacă băiatul este agitat, nu are răspunsuri, caută răspunsuri, este stresat, este tensionat, creează tensiune în jurul lui, îi zăpăcește pe toți. Bărbatul este cel care și-a odihnit gândirea, și-a odihnit mintea, adică are o stare de odihnă, este liniștit. Este coerent, ai cu cine vorbi. Nu este pe fugă tot timpul, nu este repezit tot timpul. Este persoana așezată, persoana care aduce calm în jurul lui. Atunci când pășește bărbatul în casa lui, nu se agită casa. Nu dispar care pe unde. Am întâlnit și bărbați, sfinți în biserică, de plezneat sfințenia pe ei. Și când intrau în biserică nu mai știau cum dispări. Am Unul are teme, unul are de făcut duș, unul are de scălcat haine Dintr-o dată dispar toți Pentru că odihna vine dintr-un mod de a gândi, de a fi Din ceea ce comunicăm noi altora Și noi nu comunicăm ce vrem să ce audă ceilalți Ci noi ne comunicăm pe noi înșine, noi nu ne putem minți Nu ne putem minți pe alții noi ne comunicăm pe noi așa cum suntem. De aceea bărbatul este omul, este băiatul care și-a adus o dihnă în viață. Are acea liniște care calmează lucrurile în jur. Și când intră în casă, aduce cu el calm. Și dintr-o dată toată lumea s-a dus în jurul lui. Tot sar pe el. Toată lumea are ceva de făcut cu el. Pentru că aduce pace aduce liniște. Se și odihnesc ceilalți. M-am uitat cum adorme uh, pruncul ăsta. Am văzut procesul adormirii lui. Așa cum mi s-a închis ochii pe jumătate și mi-a intrat o uh, Asta în, se simte în jur. Este o experiență odihna. Repet, nu, nu este vorba doar de somn, ci o experiență a liniștii interioare. Deci, ca băiatul să devină bărbat, trebuie să plece, să-și asume, Doi, trebuie să învețe să muncească și apoi trebuie să învețe să se odihnească. Și mai este încă ceva. Ca băiatul să devină bărbat, trebuie să meargă la război. Nu în Gaza, nu în Ucraina și să ne păzească Dumnezeu de războaie. Este un alt război în care bărbatul trebuie să intre dacă vrea să devină bărbat. Sunt cel puțin două războaie la care o să fac referințe foarte pe scurt. În primul rând, dragă tată, ascultă-mă bine, ești chemat să-ți aperi familia. Și primul domeniu în care trebuie să te arunci cu totul în luptă este domeniul spiritual. Diavolul răcnește după fiecare familie. O, dacă am auzit, cu niște urechi duhovnicești, răcnetele diavolului, în dreptul fiecărei familii. În urmă cu câtva timp, m avut un cuvânt profetic. Eu nu am căutat în mod special să caut eu așa, să alerg, dar Dumnezeu mi-a trimis un cuvânt profetic într-un într moment critic și spunea așa, Domnul, dacă ai auzit doar pentru o clipă, răgnetele și discuțiile din iad despre familia ta. M-am îngrozit atunci și a zis, dacă n-aș pune eu stăvilar atacurilor celor, celui rău, ți-ar nimici familia într-o clipă, dar eu te voi apăra. Dragii mei, am consiliat multe familii și una dintre cele mai frecvente reproșuri pe care soțiile le-au făcut soților în momente de criză, știți care au fost? Nu că n-au adus destui bani, nu că n-au vorbit frumos, nu că nu s-au spălat destul de des. Cea mai frecvent, cel mai frecvent reproș pe care l-au făcut a fost nu-și asumă rolul de preot în casă. Nu-și asumă rolul de preot în casă. Nu pleacă la războiul spiritual. Nu scoate arma. Nu creează frontul în jurul casei. S-a dărâmat altarul. Și dărâmat a rămas. Și vremurile rugăciunilor de seară a apus de mult și vremul cititului împreună a apus de mult și vremul, vremea postului cu toată familia a apus de mult. De ce? Pentru că este o criză de bărbați. Și bărbatul trebuie să-și asume lupta pentru casă, iar cea de-a doua luptă pe care trebuie să-și asume este lupta cu sinele. În urmă cu vreo 10-12 ani, mișcarea aceasta progresistă, care a calculat foarte bine pașii înainte, noi am fost surprinși, am fost absolut descoperiți. Și au fost chestiuni de laborator, de gândire sociologică. Au ieșit cu un slogan care la început și mie mi-a plăcut extrem de mult. În engleză zice, be yourself. Fii tu însuți. Fii tu însuți. Am zis, bă, ce bine sună. Uite, că vezi că cu sloganul ăsta am eliberat biserica de farisei. Fii tu însuți. Nu te poza drept altul. Dar de fapt în spate era altceva. Fii tu însuți în sensul că rămâi așa cum ești. Ești bine cum ești în toate pornirile tale. Dă-ți drumul pornirilor tale. Trăiește după toate instinctele tale. Nu te mai bate tu cu ce-ți vine în minte. Fii așa cum ești. Și apoi -a început să facă parade, și apoi -a început să le bage în școli. Și iată, trăim într-o lume absolut nebună. Și apoi încep să-i învețe pe copiii noștri cine îs citeam un articol simpatic, încă noi suntem slavă Domnului încă câțiva ani în urmă. E pentru prima dată că mă bucur că suntem înapoiați. Sau mai înapoiați. Am locuit pentru 16 ani în Canada să ne ferească Domnul să ajungem ca acolo. Învață pe copii de la clasele preșcolare, de la grădiniță, că pot fi orice. Fii tu însuți. Te simți mâță? Ești măță. Miaună. Măr copii de clasa întâia la școală și întreabă cât e 8 plus 8. Și ăștia miau, miaună. Eu nici nu știu dacă să râd sau se plâng. Dar sunt realități. Dragii mei, sunt realități. Știți că toate astea s-au încercat anul trecut să se pună în legea educației în România? Și ce luptă a fost în Parlamentul României cu frații noștri conservatori ca să se scoată toate nebunile astea care deja ar fi fost legalizate la noi? O mamă supărată că nu mai e ce să te bați. Dacă nu-i dai frâul liber și nu intri în jocul acesta nebunesc, ce le au? Îl crește orfelinatul. Îi amenință pe părinți. Și atât de supărată a fost o mamă la care i-a venit fata și că mâță, și-o cu febră mâța, fetița. Și atunci doamna asta, care era cu capul pe umeri, o luat-o și o dus -o la veterinar. Și-o zis, fă ceva că o fă cu febră. Veterinarul o zis, doamnă, dar eu nu pot să o tratez, că eu sunt veterinar. Păi stați un pic acum, dacă băiatul zice că-i fată, merge și notă cu fetele și dacă zice că-i mânță, nu trebuie să o, -o la veterinar. Dacă nu-mi tratezi, mâța te dau în judecată. De ce v-am spus lucrurile astea? Știu că s dure și sună greu să le spui într-o biserică. Dar nu putem să le punem sub preș, pentru că cu astea ne confruntăm. Fi tu însuți, drag bărbat, înseamnă să-ți asumi lupta cu tine. Și noi știm că există o luptă a fiecărui bărbat. Nu o să vorbesc despre aceasta, pentru că toți de aici știm că există lupte ale fiecărui bărbat. Băiatul va deveni bărbat când își asumă această luptă și nu se lasă zdrobit în ele. Și apoi, băiatul devine bărbat când învață să fie preot. Au fost conferințe de familie la care mi s-a pus întrebarea Unde scrie în Biblie că bărbatul trebuie să fie preot? Că bărbatul este preot? Nicăieri ce Vezi, s-a spus, nu nu scrie nicăieri Nici nu scrie O să vă aduc însă, imediat, în 5 minute Toate argumentele scripturale de, de ce cred Că bărbatul este cel care își asumă preoția casei Apoi, pentru ca bărbatul Mergem la următoarea etapă Dacă băiatul devine bărbat Bărbatul de acum trebuie să urmărească să devină patriar. Și ca să crească bărbatul și să ajungă la maturitatea, la calitatea unui patriar, bărbatul își pune ordine în viață. Are claritate cu valorile pe care Dumnezeu le are pentru el, pentru casa lui și știe să le comunice și casei. Așează ordine în jurul lui, în viața lui, în jurul lui, în casa lui. În felul acesta, el, cu timpul, va deveni patriarh. Apoi, bărbatul, ca să devină patriarh, știe să stea lipit de soția lui. O să fac o afirmație pentru care s-ar putea să fie puțin înțeleasă. Îmi permit să o fac și ne auzim peste câțiva ani. O familie. Va sta unită dacă bărbatul decide asta. Familia va sta unită dacă bărbatul decide să fie unită. Și pentru asta va rămâne lipit de soția lui. De ce apostolul Pavel scrie bărbaților? Ziceți iubiți-vă nevestele. Dar de ce? Nevestele nu trebuie să-și iubească bărbații? De ce nu zice și nevestelor iubiți-vă bărbații? Pentru că vulnerabilitatea bărbatului este să-i arate soției dragostea. Avem noi așa, prin construcția noastră, impresia că dacă îi comunicăm soției noastre dragostea, devenim mai puțin bărbați. Este ca o, o vulnerabilitate a noastră, suntem inconfortabili să ne exprimăm dragostea. Și Pavel ne învață, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, iubiți-vă nevestele și arătați! Pentru că vulnerabilitatea soției este alta. Iar voi, soțiilor, ascultați de soții voștri, fiți supuse soților și vorbește despre vulnerabilitățile fiecăruia. Deci, bărbatul se lipește de soție, își iubește soția și în felul acesta este pe drumul devenirii lui ca patriar. Și bărbatul învață, știe să fie tată pentru copiii lui. Acum, proiectul Divin pentru bărbat, și mă opresc aici, la prima parte, despre ce am vorbit despre bărbați. Proiectul Divin pentru bărbat este să zidească familia. Să zidească casa. Când zic casă, nu mă refer la o casă, ci mă refer la acasă. Pentru că sunt mulți care au casă, dar n-au acasă. Acasă este acel spațiu, este acea relație, este acea atmosferă în care atunci când intru, mă odihnesc. Mă relaxez, îmi revin, mă așez. Abia aștept să ajung acasă. Și atunci întrebarea mea este, spațiul acela este doar casă sau l-am transformat în acasă? Cum mă duc mai repede? Înspre casă sau dinspre casă? Unde vreau să ajung mai repede? Acasă sau la serviciu, sau știu în altă parte? Unde sunt mai confortabil? Unde sunt mai liniștit, mai împlinit? Acasă sau la birou? Sau cu prietenii? De aceea, proiectul Divin pentru bărbat este să zidească familia, adică să creeze un spațiu numit A. Casă. Acasă. Dar cum arată acest loc? Noi nu suntem chemați să-l inventăm. Noi suntem chemați să-l descoperim așa după cum Dumnezeu a intenționat să fie. Trăim într-o lume care redefinește totul. Absolut totul. Și se încearcă acum redefinirea. În vest, familie înseamnă orice. Absolut orice. Două obiecte, dacă le pui lângă o altă, vine și de câte ori ce familie este să căsătoresc cu câini, cu obiecte, cu ceasuri, cu cine știe ce. Orice poate să... De ce? Pentru că se încearcă, de fapt, negarea familiei prin acest proiect. Desfințarea familiei prin acest proiect. Ori, noi suntem chemați, dragii mei, să reafirmăm și să ținem cu dinții de familie. Am mai spus lucrul acesta și repet și la dumneavoastră, atunci când a fost referendumul pentru familie în România, ne-am făcut o greșeală groasnic de, de pentru că n-am fost pregătiți. Noi n-am știut să ne luptăm cu armele acestora, care gândesc, au elita asta, care au laboratoare sociale, gândesc, da, filozofia aceasta adâncă, socială, de schimbare, de formarea omului nou, omul nou, da? După chipul și asemănarea fără Dumnezeu. Și oamenii aceștia au gândit foarte bine. Noi ne-am prins după. Un pic mai târziu. Mă rog, am eu rezervele mele dacă a trecut sau nu a trecut, dar asta nu vreau să fiu conspiraționist, că oricum deja am fost, că am afirmat. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Care a fost greșeala noastră? În momentul în care noi am ieșit și am zis așa, noi apărăm familia tradițională. A fost greșeala noastră fundamentală. Când am afirmat că noi apărăm familia tradițională, noi n-am făcut nimic altceva decât să validăm și un alt fel de familie. Că am zis, dacă este tradițională, înseamnă că este și una modernă. Și noi am apărat pe ea tradițională. Și am intrat pe terenul lor de luptă. A fost o greșeală care ne-a costat. Noi atâta trebuia să ieșim, să zicem. Noi apărăm familia. Punct. Pentru că lângă familie nu mai încape nimic altceva. Sau e familie sau nu e familie. Nu poate să fie tradițională sau modernă sau progresistă sau altfel. E familie. Că dacă ieșeam cu, cu mesajul acesta, noi apărăm familia. Oricine altcineva este împotriva familiei. Dar noi am validat pe un alt tip de familie. A îngăduit Dumnezeu asta peste noi a fost numai voia permisivă a lui Dumnezeu, n-am un răspuns. Dar ceea ce vreau să vă spun este că chiar dacă legislativa am pierdut atunci, noi putem să recuperăm profund în societate, începând cu fiecare dintre noi, să ne ajute Domnul asta. Ca ce trebuie să descoperim? Ce trebuie să... Cum arată proiectul acesta divin pentru familie? Păi, în primul și în primul rând, familia sau proiectul divin pentru familie este acesta. Familia este spațiul nostru cel mai sfânt. Nu vreau să-i supăr pe frații slujitori pentru care am un deosebit respect, dar trebuie să fac afirmația asta. Că prima biserică din care tu faci parte nu-i Betania. Ci prima biserică din care tu faci parte este biserica ta de acasă. Și dacă este spațiul cel mai sfânt, ce înseamnă sfințenia asta? Ce înseamnă sfințenie în scriptură? Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, sfânt înseamnă perfect, desăvârșit. Dar, din punctul nostru uman de vedere, sfânt înseamnă luat de aici și pus dincoace cu un scop precis. Cu un scop precis. Asta înseamnă că, în momentul în care mă căsătoresc. Mă pun în mâna lui Dumnezeu ca să mă ia de aici și să mă duc într-un spațiu în care eu trebuie să devin mai sfânt. În 1 Corinteni, capitolul 7, este un... sunt niște expresii care sunt destul de controversate acolo. Când o soție a pus întrebarea, pentru că acolo este un răspuns a Apostolului Pavel la o scrisoare pe care o primește din Corint, și Apostolul Pavel scrie, dă răspunsul și putem să intuim cam cum a fost întrebarea. Și probabil că o soție care era căsătorită cu un soț necredincios zice Auzi, dacă soțul meu e necredincios, nu mă spurc să trăiesc cu el, nu mă afectează. Și apostolul zice, nu, nu, nu te despărți. Familia ține de creație, nu de credință. Și dacă ține de crea creație, dacă soțul necredincios vrea să trăiască în, în continuare cu tine, tu ești soția lui. Și aduce un argument extraordinar. Pentru că... Soțul necredincios este sfințit de cel credincios. Vă întreb eu, e mântuit? Nu. Mântuirea este între el și Dumnezeu. Dar la ce se referă această sfințenie? Este vorba de o ciocnire a împărățiilor. Și Scriptura ne învață următorul aspect. Soțul credincios, poartă cu el împărăția lui Dumnezeu. El este partea împărăției. Și când vine el în acasa lui, el aduce împărăția luminii, împărăția lui Dumnezeu cu el. Și vă întreb eu, dacă este întuneric și a prins un mic chibrit, de la ce distanță se vede? De fapt, întunericul nu există. Întunericul nu-i nimic. Întunericul este absența luminii. Pentru că o mică lumină, dacă apare, dispare întunericul. Înțelegi că întunericul nu există. Și atunci, Pavel spune acest principiu fundamental. Că reprezentantul împărăției lui Dumnezeu, împărăției luminii, sfințește casa. Adică îi expune și pe ceilalți la influența lui Dumnezeu. De aceea, acasă la noi, trebuie să fie spațiul sfânt, pus deoparte pentru Dumnezeu. Dar ca să rămână sfânt, trebuie garduri. De aceea mi-a plăcut că au ieșit familiile astea sub... Mă ridicați un pic mâna să văd ăștia care v-ați căsătorit anul trecut, care a supraviețuit de anul trecut până acum. Cam așa a fost și când ai vorbeam cu fratele păstor, nu? Cât de bucuros sunteți că a fost Domnul cu voi până anul ăsta, nu? E bine că a fost Domnul cu voi, pentru că primii doi ani sunt cam cei mai dificili, că atunci se ciocnesc cele două istorii diferite și trebuie să se formeze o istorie comună și compatibilă, și asta nu e simplu. Dar să revenim la subiectul nostru. În familie, ca familia, ca acasă să rămână un spațiu sfânt, și țineți minte ce vă, nu vă jucați cu familia. Dacă o pângăriți, greu se sfințește la loc și vor rămâne răni adânci. Nu luați ușor relația, nu vă luați ușor partenerul de viață. E cel mai mare dar pe care Dumnezeu vi l-a dat. Uitați-vă un pic la partenerul vostru, puteți să vă uitați că sunteți în biserică. v l-ați găsit pe undeva? Nu ascultați-mă bine, voi sunteți acum de un... Uite-te un pic la societate. De când e lumea asta, de când e lumea asta, câte miliarde de oameni au trecut pe pământul ăsta? N-a mai fost niciuna ca ea. Nu este și nu va fi. Dar uite-te și tu, că unul ca el, așa cum îi, n-a mai fost, nu este și nu va fi. Pentru că când Dumnezeu pune o persoană în viața noastră, ne dă un unicat. Înțelegeți ce minune să primești un unicat. Așa cum îi, îi unicat, îi valoros, îi cel mai potrivit pentru mine. Și ca să rămână așa, aveți nevoie de garduri. Ce vreau să vă spun, dragii mei? Nu vă compromiteți familia să aruncați peste gardul ei lucruri care trebuie să rămână numai în interiorul ei. Nu vorbiți cu nimeni lucruri care țin de casa voastră nici cu colegii să te ferească domnul să vorbești cu colegii tăi de serviciu despre soția ta sau cu prietenele la ceai despre soț nu vă vorbiți partenerii nici lucrurile acestea trebuie să rămână în interiorul gardului familiei sunt numele voastre, nu le împărtășiți cu nimeni sunt lucruri intime, sfinte pentru o familie nu ieșiți pe piață nici când nu vă convine de partener. Ce vreți să dați muniție altora? Dar nu permiteți nimănui să sară gardul în interior. Nu scoateți voi și nici alții să sară în interiorul spațiului care este numai al vostru. Păstrați familia, Sfântă. Este această expresie și foarte populară în Nord America, la domnișoare mai ales, My BFF, My Best Friend Forever, Prietena mea cea mai bună. Și cu aia își împărtășesc ele toate durerile, necazurile și bucurile. Ascultați-mă bine, mai ales familia acestea tinere. Dacă soțul, dacă soția, nu este cel mai bun prieten, aveți o problemă serioasă. Iar dacă cumva ați continuat să aveți după căsătorie un prieten, o prietenă foarte... Eu nu zic să nu aveți prieteni, dar deja lucrurile se sting, puțin, se așează puțin, se ridică garduri. Nu mai poți să ai o relație de prietenie cu cineva ca și cum ai avut-o înainte de căsătorie. Deja lucrurile trebuie să se adune în interiorul familiei și acolo se sting. Acolo vă bucurați, acolo plângeți, acolo faceți planuri, acolo vă iertați, acolo comunicați, aici, nu în afară. Nu în afară. Al doilea lucru pe care trebuie să-l învețe bărbatul, cât, cât e ceasul? Mai am un pic. Am cam terminat introducerea. Al doilea lucru pe care trebuie să-l învețe bărbatul și să creeze familie este ca să creeze acasă la el și ambii de acum spațiul nu doar cel mai sfânt, ci și cel mai sigur. Am o întrebare și întrebarea asta se adresează la, nu doar la uh, aceste familii dragi începătoare, ci nouă tuturor, oricâți ani de familie de căsătorie am avea. Apropo, chiar m-aș bucura să aflu care este familia cu cei mai mulți ani de căsătorie de aici. Este cineva peste. peste 40? 40. Să vă binecuvinteze domnul. 48. Uite, este cineva cu 50 de ani de căsătorie? Deja mi-e rușine să vorbesc, față. Ce, ce, să mai zice? Ai pe cineva cu 50 de ani de căsătorie și eu mă dau aici grozav că știu lucrurile de căsătorie. Să vă binecuvinteze, frate Băstan. o întrebare pentru noi, pentru toți este familia mea, este relația mea, locul în care mă simt cel mai în siguranță? Mă simt acasă la mine cel mai protejat? Este locul în care mă simt cel mai confortabil? Adică acolo unde, știi, te duci, faci... Am ajuns. Sau nu mai știu cum să-ți iei pălăria ca să dispar de acolo. De obicei, noi punem întrebarea greșită. Și întrebarea noastră este în felul acesta: Oare celălalt ce aduce în familie? Păi, la mine în casă nu este așa un mediu de siguranță că celălalt. Și ne gândim, nici nu intru bine în casă și deja de pe drum mă gândesc, nu acum, astăzi de ce să leagă, astăzi ori ce o să A ce nu-i bine, astăzi din ce o să înceapă, ce nu-i la loc astăzi. Și deja intrăm cu fibrilații în casă. De ce să leagă astăzi? Nu, vreau să ne punem, să învățăm să punem întrebarea corectă. Și întrebarea corectă nu este dacă celălalt aduce siguranță în casă. Întrebarea corectă este ce aduc eu odată cu mine în casă. Când intru eu în casă, se agită casa sau se liniștește? Când intru eu în casă și am, se întâmplă, știu eu, incidente, sunt lucruri, bă, toți trecem prin momente dificile cu copiii noștri. Cine zice că nu are probleme cu, cu copiii, am serioase întrebări: Ce fel de părinte este? Probabil că nu le vede. Nu le-a descoperit. Dar suntem noi oare părinții la care un copil aflat în cea mai mare criză a vieții lui să poată să vină deschis și să vorbească cu noi, fără teamă? că a doua zi va fi desmoștenit? Adică, sunt eu soțul și tata care creează un spațiu de siguranță? Una dintre cele mai mari tragedii pe care urechile mele le-au auzit a fost din gura unei fete, care la 16 ani mi-a spus în felul următor: Abia aștept să fac 18 ani să evadezi din casa asta de nebuni. M-am săturat de atâtea ceartă. M-am săturat că nici nu apucă unul să spună o jumătate de cuvânt că deja făcui cât casa. Există deja bătătorită o cale și când cineva nu a spune un cuvânt, deja explodează celălalt. Că s-a creat un mecanism așa al conflictului între soț și soție. Și ăsta s-a transmis și copiilor și copiii zic, abia așteptăm și știți ce va face un asemenea copil? Va avea o căsătorie absolut ratată pentru că a continuat primul care vine, că ăla mă duc. Nu dacă îl iubesc, nu dacă e bun, nu dacă mă asigură o relație bună, nu dacă e aproape de Domnul, primul care vine, ca să scap de aici. Asta înseamnă un spațiu nesigur. Ori, intenția lui Dumnezeu pentru familie noastră este ca acasă la noi să fie spațiu cel mai sigur. Să poți când ajungi acasă să te așezi liniștit într-un fotoliu și fără să vină ca și centura, când nu spui centura, să tot bipuie mașina. Nu? Sunt mașina care nu se gată. La unii se gata pe jumătate de minut, un minut. Dar când dă într -una, nici nu te așezi bine pe fotoliu. Ce să-ți aduc un ceai, o cafea sau să-i faci tu? Crezi că, sper că înțelegeți dincolo de cuvintele pe care le spun. E vorba de acea liniște, de acea maturitate, de acea pocăință de a crea cu soția, cu copiii, spațiul în care să mă simt cel mai bine. Să poți să spui liniștit pe picioarele pe o măsuță destinată special pentru asta, și să bei liniștit un ceai, să vorbești despre ziua de astăzi și să faci planurile pentru viitor. Să poți să vorbești liniștit cu copiii cum au fost la școală, cum ce au fost la lucru. Hai să ne rugăm pentru asta. Hai să citim ceva pentru asta. Uite, mâine intrăm în post atunci pentru asta. Toți. Cât de plăcută e o asemenea casă. Crezi eu un asemenea spațiu? Nu-l așteptați de la ceilalți! Tu trebuie să începi să-l creezi. Nu pune vina pe nimeni. Al treilea lucru pe care Domnul intenționează în acest proiect divin al familiei, familia trebuie să fie spațiul împlinirii noastre. Dincolo de nevoile fundamentale umane, generale, există niște nevoi specifice pentru femei, total diferite decât nevoile specifice pentru bărbat. Acum, trebuie să vă mărturisesc ceva, chiar dacă e online și mă aud mai mulți. Mi-ar fi prins bine o consiliere premaritală, dar pe vremea noastră nu s-a făcut, și consilierea mea premaritală a fost vreo 15 ani după nuntă. Și eu am crezut că Mihaela, o femeie excepțională, și nu o zic asta că păstor să mă pun bine cu voi, și nici că poate mă ascultă ea și să mă ștepte la noapte cu o zamă bună, o spun pentru că așa este. Eu am crezut că e ca mine. Eu am crezut că mă căsătoresc cu un al doilea Ionci, cum îmi zic prietenii. Nici vorba. Rând pe rând, dând cu capul de perete, am învățat că ea nu funcționează ca mine, nu dorește ca mine, nu așteaptă ca mine, nu se bucură de ce mă bucur eu, nu funcționează, totul era, zici, că de pe altă planetă. Bă, de unde? Bă, la un moment dat am întrebat, bă, cum, doamne? Bă, nu m-am măsurat greșit dacă nu gândește ca mine. Și am învățat rând pe rând că de fapt ceea ce Dumnezeu prin creație a pus în femeie este atât de diferit decât ce a pus în bărbat. Pentru că prima nevoie fundamentală a soților noastre, dar a soți, este să fie iubite. E o nevoie de dragoste. Bărbaților, iubiți-vă, nevestele. A doua nevoie fundamentală a soților este de comunicare. Să vorbim cu ele, să comunicăm cu ele, să fim acolo cu ele. Fără telefon, fără telecomandă, fără campionat european, mă rog, să comunicăm. Pentru că pentru soțiile noastre comunicarea e altceva decât este pentru noi. Pentru noi, pentru bărbați, comunicarea mai superficială. Noi, prin comunicare, ne informăm. Noi transmitem informație prin comunicare. S-a terminat pâinea. E comunicare, da? Pentru femei, comunicarea e relație, nu informație. Femeile se leagă de soț când comunică. De aceea, o soție, când soțul nu comunică cu ea, se simte pedepsită. Bine, nici când ea nu comunică cu soțul nu bine. Dar asta e altă poveste. A treia nevoie fundamentală, pe lângă dragoste și comunicare, este de protecție, de siguranță. Soția trebuie să știe că e apărată și primul domeniu nu e cel fizic, avem noi mai mulți mușchi, ci spiritual o soție trebuie să fie acoperită de soțul ei din punct de vedere spiritual. Și a patra nevoie fundamentală este de conducere. Vei spune, noi aici ai dat o în bară. Cum adică? Vrea ea să conducă? Nu. În adâncul feminității în creație, o soție este confortabilă, împlinită, când are nu un băiat care nu știe încotro merge. Chaotic, fără valori, fără principii. Ci un bărbat care știe unde-și duce casa. Aia e femeie împlinită. Și bărbat care știe unde-și duce casa, nu e la care sparge masa cu pumnul. Ci este bărbatul înțelept, fin, matur, fără orgoliu ăla masculin, de dur este cel care își câștigă leadership și autoritatea, care se face respectat. Pe când nevoile fundamentale ale soțului, ca să fim împliniți, vorbesc de împlinire, prima nevoie fundamentală a soțului este de respect. Dacă pentru soție este de dragoste, pentru soție este de respect. Vă spun lucrurile acestea pentru că am întâlnit bărbați care se comportau săraci de ei ca niște plante umblătoare pentru că erau nerespectați. Soțiile lor vorbeau cu altele, cu prietenele despre el, ce apoi am eu. Uite-te ce fac alții, uite ce a realizat alții. Am eu, nu, istor, nu. Crucea mea, Nu, nu soțul e crucea. Apropo, nici sacra nu e crucea. A doua nevoie fundamentală a soțului este de apreciere. Apreciați-vă soții pentru ceea ce fac. Știți că dragostea la noi, la bărbați, dragostea asta masculină, pe care nu o suportați de multe ori, că nu e așa romantică, de fapt, e dragostea autentică, numai că la noi urcă prea repede pentru voi din inimă în minte și devine prea rațională. Dar tot dragostei, pentru că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea ca simțit așa ceva pentru noi că a dat, a făcut, a decis. S-a sfârșit pentru noi din dragoste. așa e dragostea noastră. Uneori dragostea e lupta de a merge mai, 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 departe când nu-ți mai vine. asta e dragoste uneori. Apreciați-vă soții. Dacă vreți ca soțul dumneavoastră să nu mai facă niciodată un lucru, nu-l apreciați. Într-o săptămână termină. Dar dacă vrei să continui să facă un lucru, ai ochi pentru ce face. Nu se va opri niciodată. Și dacă nu-i convine. A treia nevoie fundamentală a soților, diferit decât la dumneavoastră, este nevoia de intimitate. Asupra acestui subiect nu mă opresc. Și a patra nevoie fundamentală a soțului, Este, așa cum a spus, nevoia de apreciere, este nevoia de liniște. Soțul dumneavoastră are nevoie de liniște. Ca bărbați, noi trebuie să ne retragem în carapacea noastră și să ne indexăm gândurile, să ne punem gândurile acolo în dosare, că altfel e haos. Dacă vrei să aveți un băiat, nu-i dați spațiu să aibă un pic de liniște. Ca treșină. Dacă vrei să aveți bărbat, dați-i spațiul ăla să se retragă și să-și pună ordine în minte. În momentul ăla când bărbatul ajunge acasă, se așează așa după o zi și zice, Dăm numai 5 minute. Am nevoie de 5 minute. Atunci, ceea ce la computere, cred că ați văzut cei mai mulți dintre voi, îi comanda aia, auto -comanda, de fapt, e o comandă automată, zice, indexing. Da? Noi indexăm gândurile, punem ordine. Am plătit aia, n-am făcut aia, nu mi-am cârnat aia, nu mi-am făcut predica, nu mi-am făcut nu mi-am la calendar. Noi le luăm pe rând și ne punem ordine. Și atunci dacă ne conturbă cineva, să pot corupe niște fișiere pe acolo. Dați-i spațiu. Mi se întâmplă uneori să mă așez așa pe fotoliu când ajung acasă, pe câteva zile plecat, Mihaela deja mă cunoaște. Dar așa, dacă cumva se prelungește mai mult ca mai multe de indexat, trece așa pe lângă mine și zice poate mai am câțiva de pe aici. Ce? la ce te gândești? Și eu zic, la nimic. Imposibil. Nu poți să nu gândești. Bă da, pot. Zice, cred că nu pot să-mi spui, așa că nu, pot să spun orice. Dar eu sunt bărbat. Și noi bărbați avem o capacitate în plus față de voi. Să nu gândim. Ăla e momentul de liniște. Acum, sigur că momentul de liniște nu, sunt, nu trebuie să fie 10 ore, 8 ore, 5 ore. Avem de minutele alea. Este o nevoie fundamentală ca să ne punem ordine în viață. Creați spațiul ăla. Eventual, dacă vreți tot să-l întrerupe, să vă face simțită prezența, întreabă-l așa delicat, vrei un ceai? Din nou, întrebarea corectă, nu este dacă celălalt îmi împlinește nevoile mele. Acum, am făcut destul de multe consilieri în situații de criză și sunt tot felul de reproșuri de astea, încă din primul an, încă din primul an. Înainte de nuntă, mi-ai promis că așa și promisiuni, că dar și noi trebuie să promitem ceva, nu? Și nici nu a trecut luna de miere, nimic, nu mă duci, nu mi iei, nu mă nu vorbești. Unde sunt toate promisiunile? Și dintr-o dată începem să vedem ce nu face celălalt pentru noi. Când lucrurile trebuie să fie exact invers. Întrebarea noastră trebuie să fie, oare celălalt este împlinit cu mine în casă? Își găsește liniștea, pacea, împlinirea, bucuria în prezența mea? Sau sunt persoana care tot aștept? Al patrulea lucru din proiectul divin pentru familia noastră este spațiul formării. Familia, spațiul formării. Și apoi o să mă opresc. Nici nu știu pe unde. Cred că mai am vreo 70 de slide-uri. Altă dată. Adevăratul spațiu al formării noastre, mai mult decât biserica, este acasă. Pentru că Dumnezeu ne-a pus pe unul lângă celălalt cu un scop precis. Și scopul nu este doar unul pământesc, adică temporal, ci scopul pentru care Dumnezeu te-a așezat lângă soțul tău și lângă soția ta este următorul. Pentru că cea mai bună unealtă cea mai potrivită și eficientă unealtă prin care Dumnezeu poate să facă din tine ceea ce el știe că tu poți deveni este partenerul tău de viață. Și îl folosește și o folosește Dumnezeu ca să cioplească în tine exact ce trebuie scos ca să te asemeni tot mai mult cu el. Uneori s-ar Sândări. așchi. Alte ori îi doare așa o finisare. Dar prin celălalt ne învață Dumnezeu să trecem peste orgoliu nostru, să ne omorâm orgoliu, pentru că numai conflicte ies când este orgoliu. Prin celălalt ne învață Domnul să fim răbdători, prin celălalt ne învață Domnul să fim buni, să avem ochi pentru alții, să ne pese de alții, să investim în alții, necondiționat, ne învață să iubim, cum ne-a iubit El, agape, necondiționat, filia, cel mai de încredere om. Și apoi va veni și Eros. Ne învață Domnul să iubim ne cioplește, ne șlefuiește să arătăm tot mai asemănător cu Hristos. Pentru că acasă este spațiul formării noastre. Dragii mei, voia lui Dumnezeu pentru noi este să creștem, să ne maturizăm, pentru noi să devenim din băieți bărbați care să știm ce vrem, încotro mergem, să avem valori, să ne asumăm luptele pentru casă și cu noi înșine, să știm să ne odihnim, să știm să muncim, să știm să creăm autonomia familiei noastre și apoi să învățăm să fim soți, tați, ca să devenim patriari. Dar proiectul ăsta înseamnă familie. Familie. Parcă că n-am reușit să ajung nici măcar la subiectul pe care am propus anume la priorități, pentru că asta urma să vorbesc. Cum să ne așezăm prioritățile în casă, înțelegând proiectul divin pentru familia noastră? Dacă vom reuși să creăm proiectul ăsta în casele noastre, vom fi binecuvântați. De aceea rugăciunea mea este să binecuvinteze Domnul toate familiile Amin. din Betania și nu numai. Domnul să se atingă să vindece dacă a reușit cerul să pună un virus pe undeva. Amin? Amin. Domnul să dea, ne dea maturitatea, pocăința și să ne ajute să ne crucificăm orgoliu și eu, care creează tensiunea în casă. Imaginați-vă o casă unde sunt doi pocăiți și vor orgolii. Nu ceartă -te cu cineva. În oglindă, eventual. Haideți să stăm ridicați.